Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Articolul 7, Constituția României, drepturile dumneavoastră ale românilor stabiliți în străinătate. Discutăm despre noile provocări pentru politica externă a României în contextul războiului ruso-ucrainean și despre dumneavoastră, românii din străinătate, și problemele pe care le aveți. Potrivit cifrelor puse la dispoziția misiunilor diplomatice și oficiilor consulare române de către autoritățile străine, dimensiunea comunității cetățenilor români stabiliți în străinătate la finalul anului trecut este de aproximativ 5,7 milioane, potrivit statisticilor Ministerului Afacerilor Externe. Dar numărul nu-l putem ști cu exactitate. Conform unei prevederi din legea privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, în cazul stabilirii reședinței sau domiciliului în străinătate, cetățenii români au obligația de a se înregistra la cea mai apropiată misiune diplomatică sau oficiu consular al României. Dar formalitățile de înregistrare sunt îndeplinite de un număr redus de cetățeni români. Invitatul meu, istoric și profesor universitar, director al Bibliotecii Naționale a României, fost ambasador al țării noastre pe lângă UNESCO și autor al multor volume care au pus istoria într-o lumină specială, făcând-o accesibilă și captivantă pentru noi toți, ministru al Afacerilor Externe în perioada aprilie 2007-aprilie 2008, este domnul Adrian Cioroianu. Mulțumesc din suflet! Eu vă mulțumesc pentru onoarea de a fi invitat la emisiunea dumneavoastră. Bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți împreună cu noi. Cred că acum 3 ani de sânziene, de ziua universală a IE, erați la Paris și am avut... Eram la Paris, adică am avut un dialog. Dar ați fost împreună cu noi și atunci și ne-am bucurat foarte mult că sunteți și acum. Felicitări pentru premiul Constantin C. Giurescu, oferit de Fundația Magazin Istoric, cred că săptămâna trecută, acum 2 săptămâni. Da, a fost o surpriză, trebuie să recunosc, domnul Dorin Matei, când mi-a spus directorul revistei Magazin Istoric și al Fundației, când m-a invitat la Banca Națională a României pentru decernarea premiului, prima dată eu am înțeles Giurescu, m-am gândit la profesorul meu, regretatul profesor Dinu C. Giurescu, pe care îl cunoașteți, dar era tatăl profesorului meu, Constantin C. Giurescu, și evident am fost onorat pentru un volum dedicat celor 100 de ani de la înființarea Partidului Comunist Român, care s-au împlinit anul trecut. Pentru o analiză dezinhibantă a viitorului luminos. Luminos. Păi da, luminos a fost această promisiune. Luminoasă. Ni s-a promis un viitor luminos și nouă, și părinților noștri, bunicilor noștri, pentru cei care sunt mai tineri. Și acum vorbim cam povești. A fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român. Studenții mei, mă credeți că am probleme cu ei și astăzi am avut examen. Am mari probleme cu ei, aproape că nu mai știu ordinea. Cine a fost primul, Gheorghiu Deș sau Ceaușescu? Serios vorbind. Oricât ar părea de curios, dar istoria se retrage în manuale. Da, trebuie să le mărturisesc telespectatorilor noștri de aproape și de departe că aveți același entuziasm și vorbiți cu aceeași dragoste pentru ceea ce faceți ca în, putem să spunem, 1995, domnule profesor Cioroianu, pentru că ne intersectam în Facultatea de Istorie a Universității București. Noi am fost colegi, București. Să spunem celor care ne privesc, am fost colegi, am fost onorat să am așa colege. O spun public, am fost onorat să am așa colege. Pe de altă parte, sigur că am mai trecut ani, ne-am mai copt și noi, inclusiv în ale istoriei. Adică noi înșine vedem istoria poate altfel decât o vedeam în anii 90. În orice caz, eu sunt puțin mai, hai să zic, atunci clar eram foarte tentat să folosesc etichete. Ieșisem de comunism, din comunism, și eram foarte tentat să condamn comunismul. Ceea ce într-un fel fac și acum, dar o fac într-o manieră mai apropiată de dictonul clasic al istoriografiei latine, fără ură, sine ira et studio, fără ură și fără părtinire. Poți să critici comunismul, dar să o faci fără ură și fără părtinire. Și asta am încercat să facem în acest volum, alături de un colectiv admirabil de oameni, de doamne și domni care mi-au fost studenți
Și imaginați-vă, doamnă Crăciun, că acum sunt cercetători pe picioarele lor, cum s-ar spune. Și să colaborez cu fostii tăi studenți care acum sunt nume cunoscute în istoriografie, e o plăcere. Facem o foarte scurtă trecere în revista noilor provocări pentru politica externă a României în contextul războiului ruso-ucrainean și dați-mi voie să citesc din Adrian Cioroianu: Rusia este ca o matrioșcă. Orice nume ai da, este țara sovietelor, Rusia țarilor, și o să vă rog pe dumneavoastră să continuați. Păi este, da, adică vedeți, această, nu e întâmplător că această păpușă de lemn, matrioșca, foarte plăcută, simpatică, bănuiesc că mulți dintre noi au o matrioșcă în casă, dar e pe principiul cepei. Ceapa care se află și în vârful turnelor bisericilor ortodoxe de stil rusesc. Dai un strat, tot ceapă rămâne. Mai dai un strat, tot o ceapă mai tânără și așa mai departe. Rusia, de fapt, este o păpușă matrioșcă în sensul în care miezul, nucleul, este o dorință imperială, o putere imperială, se vrea. Restul straturilor sunt, uneori se cheamă soviete, alteori se cheamă țariști, alteori se cheamă Federația Rusă, se poate chema oricum, dar nucleul este aceeași dorință imperială, aceeași memorie imperială. Și iată că o vedem trecând de la un regim la altul. Nu degeaba acum președintele Putin ne trimite la Petru cel Mare, adică ne trimite la epoca țarilor. E de înțeles acest lucru, pentru că de fapt președintele Putin este un strat dintr-o matrioșcă mult mai veche. Și atunci provocările? Și atunci evident că, vedeți, pe oricum am judeca harta, noi nu putem evada din geografia noastră. Putem avea diverse alianțe. Gândiți-vă câte alianțe a avut România în ultimii 150 de ani. Făceam o recapitulare cu studenții mei înainte de sfârșitul anului. Gândiți-vă că pe la 1883 eram aliat cu Germania și cu Austro-Ungaria. 1883. Asta înseamnă plus minus 130 de ani în urmă. Cu Germania și cu Austro-Ungaria. În primul război mondial am fost cu Rusia, Franța și Marea Britanie. Apoi am fost cu Hitler până la un moment dat. Apoi am fost cu aliații, am căzut iar în plasa rușilor. Asta e geografia, doamna Crăciun. Nu putem evada din ea. Acum, pentru prima dată, aș spune că în istoria noastră avem o alianță care nu ne este impusă, care este aleasă de noi și care este asumată, adică este recunoscută de noi. Pentru că și alianța regelui Carol I era asumată de stat, dar era secretă, că nu o cunoșteau Parlamentul și ziarele, ziariștii, nu cunoșteau societatea, nu cunoșteau că noi ne-am aliat în 1883 cu Germania și cu Austro-Ungaria. Asta era un secret de stat, știa numai regele și câțiva miniștri. Ori acum e pentru prima dată, după 2004 cu NATO, când avem o alianță asumată, dorită și care într-un fel poate pentru prima dată ne pune la adăpost, să sperăm într-o manieră, cum să spun, categorică, în fața unor pericole care iată că nu încetează să apară. Adică pe mine asta mă surprinde. Faptul că noi în 2022 iarăși vorbim de un război în vecinătatea noastră. Nu mi se părea, mă gândeam că totuși războiul ține de istorie, de trecut, omenirea depășește. Uite că de fapt nu depășește nimic. Omenirea revine mereu ca într-o spirală așa, revine la instinctele sale. Și acest război este dublat de unul informațional. Da, este dublat de unul informațional. Mă gândesc că noi suntem aici într-o televiziune care se adresează românilor care ne privesc din afară, dar gândiți-vă la televiziunile din aceste țări în război, mă gândesc la Rusia mai ales, mă gândesc la Ucraina. Mesajele care se dau în interiorul țărilor lor și care sunt niște mesaje războinice. Eu mi-aduc aminte în perioada în care încă eram student la începutul anilor 90, începuse războiul din fosta Iugoslavie.
și noi la Craiova prindeam și TV Zagreb și TV Beograd și deja începeau să fie fricțiuni, unii spuneau într-un fel, unii spuneau într-un fel, până când n-am mai prins TV Beograd, până Zagreb. Și am prins numai TV Beograd, care avea un mesaj strict pentru publicul sârb. Sârbii erau victime, croații spuneau, nu, croații sunt victime. Ca și acum, la fel. Uite că suntem la 30 de ani distanță. Rușii spun, nu, suntem victime în Donbas. Ucrainienii spun, nu, noi suntem victime, ne-au atacat rușii. Și, din păcate, au dreptate. Deci, iată că, vedeți, istoria nu neapărat că se repetă, dar evoluează în spirală, așa, o spirală nebună. Pentru că este 15 iunie și aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră ce ar scrie astăzi Eminescu. Da, aveți dreptate, 15 iunie. Chiar nu mă gândisem. Astăzi e 15 iunie, aveți dreptate. Ce ar scrie astăzi Eminescu despre ce am vorbit noi acum? E greu de spus. Vă dați seama că probabil ar fi avut și el aceleași îndoieli, aceleași, eu știu, întrebarea dumneavoastră e atât de importantă. Imaginați-vă că eu de multe ori m-am gândit ce ar fi spus Eminescu în primul război mondial. Știți că poate Eminescu ar fi dorit să ne aliem cu Germania, de fapt, pentru că el era germanofil, era germanofon, el citea presă germană, cunoștea limba germană, fusese la studii în Germania Eminescu. Dar uite că poate istoria nu i-ar fi dat dreptate. Acum nu știu ce ar fi spus Mihai Eminescu, aș tinde să cred că ar fi ținut cu suveranitatea unei țări, mai ales dacă ne gândim că el a trăit la Cernăuți, copilăria lui, tinerețea s-a școlit la Cernăuți. Poate că ar fi fost de partea ucrainenilor, poate că n-ar fi fost de partea ucrainenilor. Dumnezeu știe. Istoria literaturii române a fost transformată în cea mai frumoasă poveste de către istoricul și criticul literar Alex Ștefănescu. Asta e adevărat. Pe care aș vrea să-l revedem. Asta e chiar o surpriză pe care mi-o faceți. Deci e Alex Ștefănescu. Alex Ștefănescu. Domnule Alex Ștefănescu, mai mult decât orice, mă miră faptul că Eminescu este atât de actual și dacă am luat articolele politice pe care le publica săptămânal în revista Timpul și le-am publicat acum, nu știu câți și-ar da seama că nu sunt scrise acum. Faptul că a înțeles atât de profund modul de viață din această țară, tot mă uimește. Pentru că dacă scrii superficial despre ceea ce se vede imediat, despre tramvaie, despre cozi, despre... Nu surprins esența. Eminescu a surprins esența. Eminescu avea o foarte mare dorință de cunoaștere. O sete de cunoaștere. Vedeți, expresia asta a devenit banală. Sete de cunoaștere. Dar la el chiar era o sete, un nesaț de a cunoaște. Dacă ne gândim că la 15-16 ani a plecat pe jos în Ardeal, la Alba Iulia și în alte localități, ca să vadă cum trăiesc, cum gândesc, ce variantă a limbii române vorbesc românii de acolo. Deci zona aceea nu făcea parte încă din România, dar Eminescu simțea că este românitate și va să o cunoască. Băi, aș vrea să văd câți tineri de azi au această dorință de a abandona, de exemplu, jocurile pe calculator și de a se duce să-i cunoască pe români la ei acasă. Deci eu sunt român. Dacă sunt român, nu înseamnă că sunt un zeu. Puteam să fiu ungur, puteam să fiu rus, puteam să fiu bulgar. Dar dacă eram bulgar, iubeam pe bulgar, dacă eram ungur, iubeam pe unguri, dar sunt român. Și Eminescu a vrut să vadă cum sunt oamenii din neamul pe care îl iubește, neamul lui, să vadă cum... Și s-a dus cu caiete și cu creioane. Curiozitatea lui nu era așa autohtonistă, exclusivă, și era o curiozitate despre orice, în legătură cu orice. Țin minte că m-a mirat foarte tare, am descoperit un text pe care nu-l știam, când era la Viena, student, unde a stat 3 ani, unde a cunoscut-o și pe Veronica Michele, la un moment dat,
făcea parte dintr-o asociație a tinerilor, studenți de acolo, și fiecare ținea câte o prelegere. Și lui a venit rândul să țină o prelegere despre Polonia. Așa, că veneau pe rând temele astea. Și am citit, este o adevărată broșură scrisă de el, de mână, despre istoria Poloniei, despre cultură, despre literatura Poloniei, despre luptele politice din Polonia contemporană cu el. Ceva uimitor. Deci cred că sunt mulți polonești care nu știu istoria Poloniei ca aia. După aceea la Junimea în 76, în 1876, a ținut o prelegere foarte atent ascultată de elita intelectuală despre influența Imperiului Austro-Ungar asupra țărilor române. Asta este o problemă de istoria și de filozofia culturii de mare anvergură și el s-a ridicat la cel mai înalt nivel. Vreau să spun că pasiunea lui pentru publicistica politică vine și din această viziune completă asupra existenței. Nu era doar poet, era un om complet. Era un om complet și asta se simte în poezia lui. Greșelile în politică, spunea Mihai Eminescu, sunt crime, pentru că în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea unei țări întregi. Când eram adolescent, m-am gândit că atunci când ești scriitor, nu scrii cu un stilou, ci scrii simultan cu 1000 de stilouri, pentru că textul tău ajunge la 1000 de oameni. Și o greșeală pe care o faci aici, în textul tău, se amplifică de mii de ori. Deci putem transfera această idee la viața politică. O greșeală pe care o faci aici nu e o greșeală față de un om, de exemplu față de prietenul tău, ci o greșeală față de milioane de oameni. Adică o decizie greșită se răsfrânge asupra milioane. Vedeți cum reverberează aici sentimentul responsabilității al lui Eminescu. E păsat de tot ce se întâmplă în țara lui. Da, e păsat de tot ce se întâmplă în țara lui. Ceea ce e adevărat. Exact ce spune domnul Alex Ștefănescu. Nu degeaba e geniu tutelar al culturii noastre. E păsa de ce se întâmplă. Și a lăsat în urmă pagini incredibile, chiar și acelea cu care, hai să zicem că astăzi, discutându-le, am putea vedea anumite stridențe. Și să vă dau un exemplu, adică, nu știu, mari oameni politici la care noi ne raportăm și care au statui prin București, de la strada aceea Rosetti până la Ionel Brătianu, Mihai Eminescu nu iubea neapărat, dar până la urmă era Mihai Eminescu care critica pe brătieni, totuși. Ăsta era nivelul. Trebuie să recunoaștem că era ridicat. Dincolo de distonanțele dintre ei, ce au lăsat ei în urmă în cultură și în politică, e o mare, mare, mare povară pe umerii noștri, pentru că ar trebui să egalăm. Da, și stătea în Parlament și își lua notițe și apoi scria articolul de fond de a doua timpul, zi. Da. În timpul. Astea sunt geniile. Eminescu, Nicolae Iorga, eu știu, au fost atâția și alții în cultura noastră. Trebuie să acceptăm că la câte talente avem și România nu a rămas niciodată restantă la capitolul talente. Unii sunt de-a dreptul geniali. Eu nu mă îndoiesc că există și astăzi. Problema astăzi este că, iată, unii ne văd pe TVR internațional din străinătate. Eu sunt convins că printre copiii acestor români din străinătate sunt unii absolut geniali. Dar poate vor fi, eu știu, vor aduce geniul lor Europei. Uniunii Europene, ceea ce e bine, nu e rău. Sau, mă rog, în țările unde vor fi ei pe alte continente, e bine. Nu e rău. Până la urmă, e un tribut adus umanității. Dar nu vor mai crește, să zicem, sub soarele sau sub cerul României.
Propun acum o legătură telefonică cu președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării din Camera Deputaților, cu domnul Gigel Știrbu. Bună seara, domnule Știrbu! Bună seara, doamnă! Mulțumesc pentru invitație! Vă salut pe dumneavoastră, pe cei care vă urmăresc și pe excelența sa, pe domnul Șureanu. Bună seara, domnule Știrbu! Bună seara! Iată, am ridicat aici mai multe întrebări ce ar scrie astăzi Eminescu și problemele românilor din afara granițelor țării. Sunteți președintele acestei comisii din Camera Deputaților. Suntem la emisiunea care veghează să fie respectat articolul 7 din Constituție, care le prevede drepturile lor, domnule președinte Știrbu. Care a fost ultima vizită importantă în agenda comisiei pe care o conduceți în Camera Deputaților? Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru că astăzi este 15 iunie și 15 iunie se leagă de numele marelui geniu al poporului român. Fac și o mică prefață, nu știu dacă ați discutat, nu am fost în emisie, dacă ați discutat despre acest lucru, dar cred că Eminescu, dacă ar mai trăi astăzi cu un ochi ar râde, cu unul ar plânge, pentru că în rândul românilor care au plecat din țară, în aceste familii de români, să știți că există copii excepționali pe care mulți dintre noi nu-i cunoaștem, doar despre unii am auzit și am avut șansa unii dintre noi să cunoaștem câțiva. Încă o dovadă via faptului că genialitatea poporului român este mai mult decât vizibilă pe toate meridianele planetei. Mă întrebați de vizita pe care am, sau ultima vizită pe care am făcut-o în calitate de președinte al comisiei. De fapt, am fost într-o vizită cu mai mulți colegi din această comisie a Parlamentului, comisia care se ocupă de problematica românilor din afara granițelor țării, mai bine zic, mai pe scurt, Comisia pentru Diaspora. Am avut o vizită în Italia, unde am avut nenumărate întâlniri cu autoritățile locale, cu primarii ai unor orașe, cu președinții de regiuni și cu foarte mulți români. Foarte, foarte mulți români, pentru că, probabil știți, Italia este una din țările în care se află o mare comunitate de români alături de Anglia, Spania și Germania. Iată, doar în aceste patru țări sunt aproape 4 milioane de români. Dar spuneam că am avut această vizită și ne-am întâlnit cu foarte mulți români. Credeți-mă că a fost o experiență extrem de tulburătoare. După cum bine știți, probabil și dumneavoastră și toți cei care vă urmăresc și vă ascult acum, pentru că probabil fiecare dintre noi avem în familie măcar o persoană care a fost nevoită să ia drumul pribegiei, acești oameni au plecat de bunăvoie de acasă. Acești oameni au plecat din vari motive care țin efectiv de existența lor de zi cu zi. Și aflându-se pe acele meleaguri, firesc este ca statul român să aibă grijă de ei, statul român să le vină în ajutor. Pentru că problematica este foarte, foarte complexă. Vă dați seama că legislația diferă de la o țară la alta. În anumite țări găsesc o foarte mare deschidere, în altă zonă mai puțină deschidere. Dar vă spuneam că am avut întâlnire cu foarte mulți români și am cules, dacă putem spune așa, câteva din problemele cu care ei se confruntă în relația cu statul român. Și astăzi chiar am avut o întrevedere cu ministrul de interne. Săptămâna viitoare vom avea întrevedere. Am trimis astăzi invitația cu șeful direcției consulare din Ministerul Afacerilor Externe și cu șeful Departamentului Românilor de Pretutindeni. Câteva din problemele cu care se confruntă și pe care le-au ridicat acești compatrioți ai noștri care, nu știu, să zicem că pe o perioadă scurtă de timp sau mai puțin lungă de timp își
desfășoară și trăiesc viața în altă, în altă țară, sunt, să zicem, prima, cea mai importantă cu care s-au confruntat ei în relația cu consulatul sau cu autoritățile statului român, se referă la eliberarea acelor acte de către consulat. Și anume e vorba de eliberarea cazierului judiciar, eliberarea acelor acte care le sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților în acele țări în care trăiesc. Știți destul de bine, sau probabil ați aflat, pe ei sunt nevoiți să meargă către consulat de la distanțe, unii dintre ei, de sute de kilometri pentru a-și depune aceste acte. Urmează ca pe urmă să meargă să li se elibereze actele pentru care au făcut acea deplasare, alte câteva sute de kilometri. Majoritatea dintre ei, dacă nu toți, sunt au joburi de unde foarte greu se pot rupe. Așa că am avut o discuție astăzi cu ministrul de interne să găsim o soluție pentru ca aceste, măcar eliberarea sau trimiterea, sau să facem posibil ca intrarea în posesia lor acestor acte să fie făcută de o manieră digitală, semnătură electronică, să primească astfel de aceste acte, pentru ca oamenii să mai fie nevoiți să facă sute de kilometri, să se învoiască de la serviciu și să piardă o zi, încă o zi din existența lor. O altă problemă cu care se confruntă este aceea din legislația românească, prin care știți destul de bine că atunci când se întorc în țară, unii dintre ei, fiind în privegie de ani de zile, au actele de identitate românești expirate. Și atunci când vin în țară, sunt ținuți până la 48 de ore în frontieră pentru ca poliția de frontieră să analizeze și să vadă dacă într-adevăr este persoana respectivă cea care deține actul de identitate expirat. Vă dați seama, după atâtea mii de kilometri vine pe cale rutieră, în graniță, este ținut, poate nu este singur, este însoțit și așa mai departe. Încercăm să găsim o soluție pentru ca să-i se ofere mult mai repede accesul în țară, pentru că oricum dacă vine în țară nu mai poate ieși cu acel act expirat și este obligat să-și-l preschimbe în țară. Și vine pe baza unui titlu de călătorie acordat de misiunea diplomatică și oficiu consular. Da, problema este că n-ar trebui să mai facă încă o deplasare la consulat, și v-am spus că sunt unii dintre ei sunt la distanțe foarte mari de consulat pentru a obține acea hârtie. Unii dintre ei chiar n-au obținut acea hârtie din vari motive, din necunoștință, din lipsă de timp, din, mă rog, cu toate că partea financiară nu mai există, știți destul de bine că de ani de zile s-au scos taxele consulare. Sunt foarte, foarte multe probleme. Problematica este extrem de complexă. Am avut o întrevedere ieri cu premierul, care este foarte preocupat de această problematică și o cunoaște în amănunt. Așa cum am spus astăzi, ministrul de interne a spus că va lua foarte serios în discuție în cadrul aparatului pe care îl conduce această problematică. Cred și suntem obligați, de fapt, să luăm aceste decizii, pentru că, în definitiv, sunt peste 5 milioane de români. Eu nu știu de unde s-a vehiculat cifra asta de 4 milioane, când vă spuneam mai devreme, date oficiale doar în cele patru țări enumerate mai devreme sunt 4 milioane. Deci sunt peste 5 milioane de români în afara granițelor țării care sunt contributori la bugetul național prin sumele pe care ei le trimit către rudele de acasă, prin faptul că suntem obligați să revenim în întâmpinarea lor pentru că sunt cetățeni ai acestei țări. Așa că sunt câteva lucruri pe care le-am discutat cu românii, cu autoritățile de acolo, am găsit deschidere, credeți-mă, am fost extrem de încântat să văd în anumite zone o deschidere foarte mare din partea autorităților
locale, din partea administrațiilor locale din anumite orașe din Italia, pentru că, într-adevăr, comunitatea este importantă și comunitatea românească a început de ceva timp să se organizeze și contează în comunitatea, în comunitățile locale din, din Italia. Și ca atare și autoritățile locale sunt obligate să țină cont de aceste comunități. Iată, spre exemplu, la, vă dau un simplu exemplu, la Olbia, li s-a oferit un teren unde și-au făcut o biserică, urmează să construiască un centru de zi, o grădiniță, un centru de zi, un after school, cum ar veni pentru copiii comunității românești care, după ce își termină școala, nu au cu cine să rămână și stau acolo până părinții vin de la serviciu. Iată că există această organizare în comunitățile românești și, și autoritățile italiene au început să, să înțeleagă importanța acestor comunități în comunitățile lor. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și da, este foarte bine inclusiv faptul că în cele două comisii de specialitate din Parlamentul României sunt membri veniți din rândul românilor stabiliți în străinătate, care au lucrat în străinătate, cum e cazul și în comisia pe care o conduceți dumneavoastră și la, la Senat. E foarte important și acest lucru. În comisia din Camera Deputaților, Comisia pentru Românii de Pretutindeni din Cameră, sunt trei parlamentari exact, care provin din comunitățile românești din afara granițelor țării. Sunt oameni care au trăit zeci de ani, 20 de ani, 15 ani în afara granițelor țării, au familiile acolo și cunosc foarte bine problematica. Sunt oameni care sunt foarte, foarte aplicați pe, pe această zonă și aplicați pe această zonă. Mulțumim foarte mult și Doamne ajută! Sărut mâna, mulțumesc de invitație, o seară bună în continuare! Mă gândeam în timp ce vorbea președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării din Camera Deputaților la două lucruri. La faptul că am avut onoarea să fiu în delegația oficială a Ministrului Afacerilor Externe din Kiev în anul 2007. Ah, interesant. Și am asistat inclusiv la o întâlnire pe care ați avut-o atunci în calitate de ministru al afacerilor externe. La vizita pe care am făcut-o la Kiev. Exact. Da, mi-aduc aminte. Comunitatea și plus că în acel an, în absolut toate vizitele dumneavoastră, ați fost în mijlocul comunității. Păi, într-un fel, suntem obligați de context. Doamna Crăciun, vă dați seama că unul din patru români trăiesc în afara granițelor? Unul din patru? E o realitate, nu știu cât de îmbucurătoare, dar asta ne obligă la o serie de adaptări din mers, pentru că nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. Spunea bine domnul președinte Știrbu, vedeți dumneavoastră, până și această scutire de taxe pentru românii care trăiesc în afara granițelor, să știți că într-un fel pune niște probleme reale, inclusiv la nivelul administrației românești și una peste alta, Ministerul de Externe pierde anual, pierdea la un moment dat vreo 80 de milioane de euro. Nu vreau să, eu știu, să dau o veste proastă cuiva, dar în România, dacă schimbi un act, plătești. În străinătate nu se mai plătește. Astea sunt o serie de experimente politice care s-au făcut pe seama comunităților românești din afară. N-ar fi rău să fie o gratuitate peste tot, dar deocamdată avem o gratuitate în afara granițelor, în timp ce în interiorul granițelor se plătesc toate aceste acte și slavă Domnului că plătești copii, plătești. Dar ce nu plătești în România? Timbre, notariate. Dar așteptăm digitalizarea. Ori asta, singura soluție, într-adevăr, e digitalizarea. Ori asta e surprinzător că într-o țară cu atâtea talente reale în domeniul IT-ului și al tehnologiilor noi, digitalizarea întârzie într-un fel. Și vă pot spune inclusiv ca director al Bibliotecii Naționale că noi avem restanțe la nivelul marilor biblioteci.
în domeniul digitalizării, ca să nu mai vorbesc de instituțiile de stat, care ar putea rezolva ceva mai simplu în măsura în care am adopta această digitalizare, care să nu mai îndea mie sentimentul că practic de la o funcție la alta eu am semnat mai multe hârtii. Deci acum, ca director al Bibliotecii Naționale, cred că semnez mai multe hârtii și nu glumesc, semnez mai multe hârtii decât semnam ca ministru al afacerilor externe. Nu știu cum se face. Și încă am mai dat către colegii mei, către directorii, am mai detașat, așa, am mai descentralizat anumite hârtii, dar nu mi-explic cum s-a ajuns în situația în care toți ne acoperim cu hârtii într-o lume digitală, aparent digitală, și semnăm teancuri de hârtii în fiecare zi, ca să nu mai vorbesc de ce semnează directorii de școli sau decanii de facultăți. Acum chiar îmi spunea un decan de facultate care, mă rog, dat fiindcă și eu am fost decan, și m-a asigurat că el semnează mai multe hârtii decât semnam eu acum 7 ani. Și atunci nu au dreptate telespectatorii noștri că atunci când vin în țară, în luna aceea de vacanță, și au de umblat pe la diverse instituții, nu mai reușesc să le dea de capăt problemelor? Da, au dreptate, dar asta e valabil și pentru cei care vin din străinătate, e valabil și pentru rudele lor care sunt în țară. Din punctul ăsta de vedere suntem egali. Partea delicată e că oamenii care vin în vacanță își pierd vacanța. Noi măcar suntem obișnuiți aici să stăm la cozi, să ne plătim impozitele sau ce Dumnezeu să mai plătim, și asta face parte din amuzamentul nostru cotidian, dar pentru cei care vin de la muncă din străinătate în vacanță, ideea de a mai face cozi e ușor jignitoare. Și asta e o restanță a statului român și a autorităților românești. Trebuie să o recunoaștem. E o restanță. Eu mă bucur, spunea domnul Știrbu că au vorbit cu ministrul de interne, sunt convins că lucrurile astea se cunosc, dar în același timp sunt și optimist. În sensul că cred că facem mici progrese cu fiecare zi. Am așa sentimentul că dacă există bunăvoință, vom găsi și o cale de ameliorare. Mai facem un intermezzo cu Alex Ștefănescu și asta Eminescu. Asta e o bucurie mereu. Timpul pe care l-ar fi făcut Eminescu astăzi, dacă venea de la Iași la București, este același pe care îl făcea când venea el, când pleca de la Creangă și venea aici. Făcea cu trenul cu câteva minute mai puțin decât în vremea noastră. Trenul funcționa perfect și încă ceva. Odată Veronica Micre a venit la București ca să-l vadă, neștiind că el plecase la Constanța. Și am văzut un schimb de scrisori în care zicea, în după amiaza asta n-a venit scrisoarea ta, înseamnă că n-ai pus-o dimineața la poștă, ci după amiază, deci o să o primesc mâine. Deci poșta era ridicată de două ori pe zi, venea cu mod riguros, și dacă tu nu o primeai acum, înseamnă că n-a fost pusă dimineața. Dacă era pusă dimineața, venea după amiază. Așa funcționează. Acum nici într-o săptămână nu e sigur dacă vine poșta. Și atunci? Așa. Și aici mă bucur că ați deschis discuția cu trenul. Sunt două lucruri de spus. S-au făcut și atunci abuzuri. Oamenii politici au făcut abuzuri. De exemplu, au obținut comenzi de stat și tot felul de întreprinzători au profitat de banii statului și au dat mărfuri de calitate proastă, lucruri care au ieșit la iveală într-o anchetă. Fac aici o paranteză. Titu Marescu a ținut un discurs extraordinar pe această temă în Parlamentul României. Discurs aplaudat și de cei din opoziție pentru talentul formidabil. De unde știm asta? Nu erau aparate de înregistrat sunetul, erau stenografe care își notau perfect cuvintele, dar și reacțiile, și scriau aplauze. Și cine aplaudă? Ce lume era aceea, ce noblețe avea, în care un discurs al tău necruțător, în care îi denunța pe liberali că au profitat de banii statului, era aplaudat chiar de liberali pentru frumusețea logică a discursului. Așa, și mă întorc, încă ceva mai trebuie spus. Eminescu, în doina lui celebră, care este și ea o poezie de mare valoare,
Spune printre altele, și cum vin cu drum de fier, toate cântecele pierd. Deci deplânge faptul că șantierele zgomotoase și haotice care se fac pentru a construi o cale ferată, trebuie să defrișezi terenuri. Fug urși și fug păsările. Așa e un dezastru. Deplângea faptul și mai ales că acest drum de fier îl făcea un consorțiu german, așa, și părea împotriva germanilor. Ei bine, nu. Deci cea mai bună dovadă că cei care îl acuză de antiprogresist, zici, adică se spune că era antiprogresist, că era împotriva progresului, se înșeală și n-au lecturi, pentru că exact în perioada când a publicat Doină, în ziarul Timpul, Eminescu pleda pentru calea ferată. Deci nu era o gândire scindată, ci erau două planuri de gândire. Deci în plan practic ne trebuie cale ferată, o facem. În plan poetic deplângem faptul că această cale ferată alungă păsările. Sunt două registre de trăire omenească. Să vedeți în două articole succesive din Timpul, care Eminescu era varianta să facem o cale ferată mai îngustă decât în Occident. Și Eminescu zice, nu, o facem exact ca aia din Occident, ca să fie compatibilă. Și fac o paranteză din nou, în primul război mondial, când conducerea țării s-a refugiat la Iași și când trebuiau aduse diverse mărfuri din străinătate, s-a văzut ce bine este că avem o cale ferată compatibilă cu căile ferate din Europa. Mă întorc. Și acolo în Timpul demonstrează de ce este importantă calea ferată. Și face un calcul, avea și competență de economist. Cât ne costă să ducem niște saci cu grâu la Veneția, cu carul cu boi, câți bani obținem, cât scădem din cauza, cât pierdem din cauza transportului și când alegem cu un câștig mic. Și cât de mult am câștigat dacă am duce totul cu trenul. Deci Eminescu era, din punct de vedere economic, de partea căilor ferate, chiar va căi ferate moderne, și în poezie deplângea, din punctul de vedere al unui om care iubește natura, faptul că se produce și un dezechilibru ecologic, am zice noi astăzi. Este literatura cea mai frumoasă, da, poveste. Da, frumos, e adevărat, da. Are dreptate Alex Ștefănescu, domnul Alex Ștefănescu. Până la urmă, cu toții regretăm calmul pădurii, da. Dar între noi, fie vorba, n-am locuit în pădure. Adică am locuit în centrul orașelor, nu în păduri, deși ne plac pădurile. Eminescu nu era departe. Eminescu a fost mult mai complex decât și îl imaginează cei care îl văd așa, un romantic întârziat și un visător care număra plopii de pe ulița iubitei. De câți ani visăm la un viitor luminos cu infrastructură în România? Uite, de pe vremea lui Eminescu se pare că visăm. Iată, răspunsul. Dar în același timp, este la Biblioteca Națională acum o expoziție cu căile ferate din România. Imaginați-vă că pe la 1900, în regatul vechi, adică în, să zicem, Moldova și țara românească de azi, România mică, rețeaua de căi ferate la 1900 nu e mult diferită de cea de azi. Deci, din punctul ăsta de vedere, la sfârșitul secolului XIX a fost un efort datorat unor ingineri buni, unor cadre bune, adică miniștri cu simțul răspunderii. Hai să recunoaștem poate și regelui Carol I. Deci dacă noi avem conducători luminați, capacitatea noastră de regenerare e mare. Faptul că noi bâșbâim de 30 de ani ține inclusiv de acest zigzag politic în care poate nu totdeauna oamenii cu merit au ajuns unde trebuie. Ăsta e adevărul, nu are rost să ne ascundem. Meritocrația ar fi un criteriu pentru viața noastră în comun în această țară, nu a fost totdeauna respectată. Aș spune că pe vremea regelui Carol I era un regim mai meritocratic decât în zilele noastre. Și nu pot să nu mă gândesc la
proiecte sub diverse titulaturi care să vină în sprijinul românilor din diaspora, a revenirii acasă, pentru antreprenori, pentru întreprinderi mici și mijlocii, pentru cercetători de excelență, alte proiecte de vârf, nu? Da, aveți dreptate, dar judecând foarte pragmatic, acești oameni au plecat pentru salarii mai mari. Trebuie să înțelegem. Prin aceeași situație au trecut italienii, au trecut portughezii, au trecut spaniolii. A fost o vreme în anii 80, în anii 90, când în Franța găseai portughezi pe slujbele mai modeste ale societății pariziene. Găseai spanioli în toate bistrourile chelneri, cum acum găsești, nu știu, români sau găsești în România nepalezi, apropo, la noi sunt nepalezi, în construcții sunt vietnamezi. De ce vin? Pentru că e un salariu care la noi e mai mare decât la ei acasă, românii se duc pentru un salariu mai mare. E o problemă foarte delicată și, cum să spun, câtă vreme sunt considerente economice, n-are rost să le dăm o coloratură cosmetizantă, pentru că oamenii de regulă se duc după un salariu mai mare. Când se vor echilibra salariile, iată ce s-a întâmplat ca în lumea medicală. Nu mai pleacă medicii foarte mult. Acum câțiva ani eram la Paris, păi mă întâlneam cu medici românii, unii fericiți, unii nefericiți, unii ajungeau la divorțuri, unii își trimiteau copiii în țară că nu se acomodau copiii, unii se acomodau. Dar erau puhoi de medici români în Paris și în Franța în general. E, uite că în ultimii 2-3 ani n-au mai plecat, pentru că s-a mai echilibrat puțin, chiar dacă nu sunt salariile din Franța, dar înțelegeți că mai este și o paritate a puterii de cumpărare. Adică dacă ai în România, nu știu, 2-3 mii de euro, trăiești mai bine decât în Franța dacă ai 5. Serios vorbind. Am văzut asta în lumea IT-ului, am văzut IT-iști români care plecau din Franța spre România. Plecau din Franța spre România. Pentru că decât să câștige 6.000 de euro în Franța, în România dacă câștigau spre 4.000 de euro era un avantaj. Și atunci, aceste programe de încurajare a reîntoarcerii, dacă chiar funcționează și au în vedere, iată, aceste aspecte, dacă se va colabora cu administrațiile locale, cu facilități, cu, nu știu... Soluția, din punctul meu de vedere, doamna Crăciun, ar fi încurajarea investitorilor. Încurajarea de către stat a investitorilor și nimic mai mult a investitorilor români. Pentru că numai antreprenorii români pot să atragă forță de muncă română din străinătate. Adică statul nu va putea să-i cheme vreodată pe acești oameni. Veniți din Spania, eu, statul român, vă garantez ce? Ce să vă garantez? Să umplu aparatul bugetar de stat? Nu, antreprenorul român trebuie încurajat, trebuie sprijinit și în felul ăsta el își caută. Dom'le, am nevoie de un patisier bun sau de un brutar bun. Îl aduc din Spania, că o să-și dea seama că trăiește mai bine la Craiova sau la Târgoviște sau la Constanța decât trăiește la Barcelona pe banii respectivi. Deci la noi cred că asta e problema, adică neîncurajarea antreprenorilor români duce la neglijarea unei forțe de muncă, acea forță de muncă în măsură să fie atrasă din nou în țară unde e clar că avem nevoie. Păi dacă la noi vin din alte țări, e clar că avem nevoie. În mandatul dumneavoastră de pe lângă UNESCO, domnule profesor Cioroianu, printre dosarele gestionate, nu știu, Ceramica de Horezu, de exemplu, este unul dintre ele. Da. Erați Mărțișorul, șef de misiune la UNESCO, Mărțișorul, scoarțele de perete, pădurile de fac din Carpați, Roșia Montană, de ce nu, care a intrat, finalmente a intrat în patrimoniu UNESCO. S-a aflat și care vreți să... Cămașa cu altiță, dosar comun, România și Republica Moldova. Moldova. Da, este unul dintre cele mai grele dosare care a fost.
Of, aș putea vorbi aproape o emisiune întreagă, dar în fine ne apropiem de linia, să zicem, de linia linia dreaptă, cum ar veni. Noiembrie-decembrie, probabil. Da. Discuta și se va vota. Când am terminat eu în decembrie 2020, vă dați seama, eram plină pandemie, pandemia ne-a blocat cu totul și ceea ce trebuia să fie în februarie era primul raport al Comisiei Comune dintre România și Republica Moldova. A început pandemia, totul s-a întârziat, februarie 2020, a început pandemia în martie. În fine, lucrurile au fost date peste cap. Dar e unul dintre cele mai frumoase dosare în același timp și, sincer, vreau să vă mai spun ceva, să nu ne audă altcineva și români din străinătate, dacă ne aud, să nu spună mai departe. Ar trebui să ne grăbim. Pentru că, să știți că și alte țări din zona noastră au propriile lor cămăși. Cămăși, uitați-vă la Muha, la picturile lui, uitați-vă la artiștii din Polonia, din spațiul acesta al fostei Ceoslovacii, femeile din toată zona estului Europei de-a lungul secolelor au avut propriile lor cămăși și înfrumusețate într-un fel sau altul. Ea este un simbol pentru noi, ne-am atașat de ea din considerente normale, dar încă o dată ar fi cazul să ne grăbim dacă vrem să o înscriem pe lista patrimoniului imaterial al umanității, pentru că s-ar putea să vină alte țări cu propriile lor dosare. Femei îmbrăcate frumos nu sunt numai în România și în Republica Moldova și nu au fost numai în România și în Republica Moldova. Fiecare țară, fiecare cultură și-a dezvoltat propriile strategii de înfrumusețare a femeii. Mă gândesc și la micile românii reprezentate de bisericile din străinătate, ortodoxe, catolice, da, de alte confesiuni, unde și la Paris, nu? Absolut. Veneau familii îmbrăcate în... Și vin în continuare. Păi ne apropiem de ziua ei... În curând, când e? Vineri 24 iunie. Pe 24, da, deci într-un fel sau altul o să vedem din nou femei și bărbați, pentru că există și o cămașă și eu am purtat-o cu mare plăcere la Paris. Să știți că am primit o astfel de cămașă bărbătească de la o creatoare de modă din Arad. Nici nu știu dacă e cazul să... Nu știu dacă se... Vali Cioban, o creatoare de modă care a... De altfel a fost prezentă la un salon al o săptămână a modei pariziene și există și cămăși pentru bărbați. Asta, cum să spun, cine citește romanul Ion sau... Toată lumea știe că nu numai femeile se îmbrăcau frumos duminica. Și bărbații aveau propria lor cămașă albă. Deci, din acest punct de vedere, avem o datorie față de aceste tradiții, măcar de a fi noi capabili să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, dar am speranța că, uite, simplu fapt că noi vorbim și, apropo, când spuneați ne-am întâlnit atunci, era în 2019, înainte de pandemie. Exact. Înainte de pandemie. Au urmat 2 ani teribili, acum ne mai revenim, iată, 2022, încă mai simplu fapt că suntem fără mască față în față, e un avans. Și atunci au mai fost împreună cu noi actuala stareță a Mănăstirii Voroneț, da, Dr. Gabriela Platon, da, care săptămâna trecută a fost la Viena, unde a fost sfințit Voronețul de la Viena, da? O biserică bijuterie a frumos comunității românești, românești din Austria. De acolo. Unde? În Viena? Exact. Frumos, ce să zic, superb. Asta identitatea și astea sunt mari programe. Trebuie care să acceptăm că religia și biserica au jucat în identitatea noastră un rol care, iată, a fost puțin adormit în timpul regimului comunist, dar a revenit în forță și românii din străinătate își caută identitatea. Și eu am întâlnit în Franța, în Italia, în Spania, identitatea prin biserică e reală. Nu numai ortodoxă, și ortodoxă, bineînțeles, majoritar, dar am întâlnit comunități de greco-catolici în Franța foarte importante, catolici români foarte importanți, care, vreau să vă spun ceva, uneori sunt și cetățeni francezi de musulmani care trec la creștinism, fără mare tantam. Dar așa cum sunt creștini care trec la islam, sunt și musulmani care trec la creștinism. Asta e lumea, adică lumea e diversă și de o parte și de alta.
Ce le doriți telespectatorilor noștri de aproape și de departe, domnule profesor? Păi le doresc sănătate, nu mult mai mult de atât și evident și puțină șansă în condițiile actuale, pentru că dat fiind caracterul absolut imprevizibil al zilei de mâine, cred că în egală măsură avem cu toții nevoie și de șansă să dăinuie pacea și de sănătate, pentru că dacă avem sănătate ne bucurăm și de familie și de cariere și de alte lucruri, dar să dăinuie pacea asta, că ajungem să conștientizăm ce importantă e pacea. Eu vă spun ca unul care eram scos în stradă copil fiind la mitingurile lui Ceaușescu și strigam pace între popoare fără arme nucleare, dar ne gândeam, aia, pace e oricum. E, uite că pacea nu ne-o dă nimeni de sus așa. Nu coboară pacea dată de bunul Dumnezeu, ci fiecare generație trebuie să-și construiască propria sa lume în pace. Oricâtă vreme avem un război lângă noi, ne dăm seama cât de valoroasă e pace. Domnule profesor Cioreanu, director al Bibliotecii Naționale a României, o întâlnire valoroasă, îmi permit Sunteți să spun. Sunteți amabil, a fost plăcerea mea. Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc și salutări tuturor privitorilor. Și nu uitați, oriunde vă aflați, sunteți România. Avem nevoie de dumneavoastră. Numai bine de acasă. La revedere!